Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la nouă ediție, interviu cu Flora Ordean, respectiv opinii avizate. Iată-mă din nou împreună cu mai tânăra mea colegă Ramona Cosma, pentru a discuta și a dezbate tot ceea ce se întâmplă atât pe scena politică națională, cât mai ales spre cea locală și județeană. Bine ai revenit, Ramona, de bine data ne regăsim asta la noi în studio. O săptămână din nou încărcată, avem, slavă Domnului, ce discuta, așa timpul cum, nu ne ajută, da. Timpul nu ne ajută, așa cum o facem de obicei. Eu ți-aș propune să începem cu chestiunile de ordin personal pe care le-am discutat chiar înainte de a intra în studio. Este vremea în care se aduc facturile care ne usucă buzunarele în această iarnă geroasă. Să fie acesta un motiv de a face presiune mai mare asupra românilor aflați în practic în imposibilitatea de a-și achita cu veniturile modeste pe care le au facturile. Eu aș porni de la exemplul meu personal, deși voi îmi spuneați că ceva nu-i în ordine. O factură la gaz metan pentru un apartament 4 camere, 76 de metri pătrați, 16 milioane. De lei vechi, 600 de lei. A doua oară să-mi sară standurile. Da, destul de mult. Eu vă dădeam exemplu personal de unde locuiesc eu acum, pentru că urmează să ne mutăm și noi. La 3 camere, aproximativ 80 de metri pătrați. Adevărat că noi nu facem autocitirea, ci primim o factură. Da, noi primim o factură prin care se face practic o estimare, urmând ca la următoarea factură să avem o regularizare. Și mi-amintesc că în noiembrie am dat până în 200 de lei la gaz metan, urmând o factură acum în ianuarie, la început de ianuarie, care a fost o estimare și a fost o factură nesemnificativă de 80 de lei. Deci mi-am imaginat că următoarea pe care o aștept acum, la final de februarie, va fi ceva mai consistentă. Așa că aștept să se văd ce se întâmplă acum, pentru că ar trebui să vină o regularizare pentru decembrie, ianuarie și probabil jumătate din februarie. Și abia atunci o să pot să-mi fac o părere. Mama mea, care stă într-un apartament cu două camere la parter, considerat mai friguros, dar e adevărat că izolat și pe interior și pe exterior, nu dă lunar mai mult de 200 de lei la gaz și e destul de bine în apartament, adică nu stă nimeni să tremure. De aceea spun că ar trebui probabil verificat contorul, eventual schimbat, pentru că ne spuneați că e destul de antic. Da, din pare 99, de necrezut. Da, sau să fie am mai făcut și anul trecut, am mai făcut un împrumut la ceare ca să pot plăti factura de regularizare, tot așa una astronomică. Dar dacă este tot vremea calculului acesta la energie, o veste a apărut ieri pe canalele de știri, este de-a dreptul îngrijorătoare. România, care era una din cele mai mari producătoare de energie electrică, a ajuns la mâna Ucrainei pentru satisfacerea nevoilor de energie electrică. Un semnal... Da, destul de îngrijorător. Mi-amintesc că am văzut-o pe Național o știre legată de facturile care vor veni acum la sfârșit de februarie pentru cei din capitală care încă sunt racordați la acele CET-uri, centrale vechi de cartier, da, și ei încă mai au o astfel de încălzire. La un apartament cu 3 camere, cam 1000 de lei, adică o factură de 10 milioane de lei vechi. În condițiile destul în care de discutam, mult. Da, că da. Sunt pe de altă parte, probleme majore. Pe de altă parte e situația de la ANL-uri, pentru că și la Roman doar ANL-urile mai au acele centrale, dar nu de cartier, ci de scară de bloc, adică 10-14 familii la o centrală și acolo apar discuții și nemulțumiri. Sunt și familii cu copii mici care doresc 26-27 de grade în casă, sunt și familii care se mulțumesc cu 22 de grade pentru a nu plăti atât de mult și vă amintiți ce discuții
situație au fost și iernile trecute, cu plângeri chiar la primarul de atunci, Leoreanu, că plătesc oamenii în jur de 700 de lei numai pentru gaz, la două camere, unii chiar la garsoniere. Era foarte mult. Motiv pentru care mulți au început să renunțe la aceste imobile. Fie s-au împrumutat, au făcut prima casă, fie s-au mutat cu chirie în altă parte. Deci ajungeau să dea la întreținere cu salubritate, cu lumină pe casa scării, ei plătind la locat această întreținere, dădeau 800-900 de lei la două camere lunar, ceea ce era foarte mult. Enorm. Am auzit și eu din cei care vor să părăsească în caneleurile. Și rămânând la acest nivel al facturilor, hai să discutăm despre, iată că a venit scadența și pentru factura de salubritate, discutam și săptămâna trecută factura... La dezăpezire. Nu, că aici sunt comun de zăpezirea cu ridicarea, plus ridicarea deșeurilor, e adevărat. Cum ți se pare factura? 900 de mii de lei, adică 9 miliarde de lei vechi, dar practic pe decembrie și ianuarie, ar fi două luni. Nu mi se pare cu mult. 300 mai... pe decembrie, nu? 300 pe decembrie. 3 miliarde pe decembrie și pe ianuarie. Când au fost acele căderi masive plus viscolul. Eu cred că e cam în targetul facturilor din anii din urmă, pentru că mi-am amintesc că mergeam la city managerul Ovidiu Bojescu și îmi spunea că lunar avem ori 400 de mii de lei, ori 500 de mii de lei, deci 4-5 miliarde lunar. De altfel, e puțin mai mult față de ceea ce se așteptă autoritățile, că city managerul ne vorbea despre o factură uriașă care s-ar ridica, spunea dumnealui, la 5 miliarde de lei vechi. Iată că s-ar ridica la 9 miliarde de lei vechi și poate că aceste costuri suplimentare sunt explicate prin faptul că s-a cărat, spune primarul Micu, zăpada cu acele camioane, ați văzut că am întrebat și eu. Și am întrebat dacă ele sunt sau nu încărcate la capacitate maximă, pentru că pe Facebook există tot felul de cetățeni care susțin că au fotografii și au văzut că se pune așa o roabă două de zăpadă, după care se pleacă la transport, adică doar pentru a justifica că fac acest traseu și a încasa banii. Primarul Lucian Micu spune că poliția locală monitorizează și nu se face treabă de mântuială. Acum îi rugăm și noi pe cei care au spiritul acesta al jurnalismului cetățenesc să facă fotografii, să filmeze dacă într-adevăr au dovadă că cei care se ocupă de această activitate nu sunt serioși. Ca să-i putem trage și de mânecă. Da, tot primarul Micu ne spunea că principala temă de discuție la întâlnirea de lunea trecută de la Asociația Municipiilor ar fi fost prorogarea taxei de mediu. De 80 de lei la tonă, care încarcă foarte mult factura municipalităților și pe de altă parte un municipiu de talia Caracalului este îngropat deja în gunoaie, întrucât operatorul de salubritate refuză să mai achite factura aceasta. Ne vorbea primarul de situația de la Roman. Pe ianuarie, operatorul de salubritate a achitat-o, dar nu crede că își va mai asuma și pentru februarie aceste cheltuieli. Și mai avem declarațiile domnului director Ionel Ciocan de la Rosal, care a fost prezent la acea întâlnire cu oamenii de afaceri, care ne spunea ne aflăm efectiv în imposibilitatea de a mai ridica de acum înainte gunoiul. Noi n-am mai cerut Consiliului Local de vreo 3 ani majorarea tarifului, deși salariul minim pe economie a tot crescut și iată de la 1 februarie 1450. Majoritatea angajaților de la Rosal sunt cu salariul minim pe economie. Asta înseamnă că va găsi conducerea probabil o soluție să ridice și aceste salarii și să suporte și costurile. Da, e cam greu de crezut. De aceea eu întrebam dacă nu cumva în următoarea ședință de Consiliu Local Societatea Rosal va înainta un proiect prin care să solicite o creștere a tarifului aici pe plan local, ne luând în calcul transportul la giro. Care ne spunea că nu e semnificativ pentru o persoană, 60 de bani de persoană lunar. Da, nu ar fi atât de mult. Pe de altă parte, ați văzut că la întâlnirea cu pensionarii, oamenii nici nu au înțeles concret cine majorează acest preț.
simt cam povestea cu codul fiscal și cu indexarea taxelor locale, când toți pensionarii arătau, și nu numai pensionare, dar ei fiind cei mai ancorați și mai interesați, arătau cu degetul spre primarul Leoreanu: domnule, ne-ai crescut taxele. Și primarul, deși ai promis că nu, exact, o faci. Și primarul se chinuia să explice. Cam asta va fi de acum sarcina primarului Micu, să le explice oamenilor de unde provine această majorare de tarif, pentru că va fi o concluzie simplă. A venit Lucian Micu, deja a început, ne crește tariful la gunoi. Oamenii nu înțeleg acele componente, nu înțeleg. Deși s-a explicat, dom'le, avem două componente majore, cel puțin taxa pe mediu de 80 de lei la tonă și avem și transportul pe care trebuie să-l achităm pentru a duce gunoaiele la depozitul mare de la Giro. De la Giro? Nu, întâi le ducem la stația de sortare. La stația de sortare, dar să zicem că nu fi mai mult e drumul până la Girov, nu fi atât de mult de la platforma de gospodărești la cordon. Mi s-a părut rezonabilă propunerea Asociației Municipiilor de a se plăti la ora aceasta în România se reciclează cam 15-20% și termenul acesta de conformare la normele Uniunii Europene ar fi undeva până în 2025 și Asociația Municipiilor propunea o eșalonare graduală cu câte 5% în așa măsură încât efectiv UAT-urile, unitățile administrative teritoriale, să plătească doar pentru cât nu reușește să selecteze și să depoziteze. Mai avem exemplu bun de la case, pentru că în Romană, la casele construite pe pământ, deci nu la apartamente, există o zi din săptămână, o zi din lună, nu mai rețin exact, când Rosalu vine și ia saci unde deșeurile sunt depozitate selectiv, peturi la peturi, carton cu hârtie, da, și așa mai departe. Degeaba, ni s-a spus, dar, pentru că nu dar au se un pare că la factură, la factură se resimte, calculează, da, și se resimte pentru cei care achită. Dar, repet, numai la zona de case, pentru că, din păcate, eu aici n-am înțeles. La bloc nu putem să colectăm deocamdată selectiv, să depozităm selectiv. Și atunci, de ce am avut acele eurocontainere care încă mai există la, la platformele gospodărești cu etichete, hârtie, metal, pentru ce s-au cheltuit bani, pentru ce s-au așezat, și dacă gunoiul este amestecat acolo. Amestecat că asta n-au mașină nimeni de transport. N-au mașină de transport în momentul în care ridică, le amestecă și fac precum la prăjitură când amesteci toate ingredientele, cam așa. Și hai să rămânem tot la domeniul acesta al companiilor și să discutăm vestea pe care am primit-o dimineață, respectiv aceea de revocare a mandatului lui Cătălin Dughir. Iată că ceea ce n-a reușit să facă regăsatul cu liță tărâțe, Dumnezeu să-l ierte, reușește să facă PSD-ul. PSD-ul cred că au fost presiunile prea mari și aici nu știu. Da, am înțeles că directorul Dughir nu se va lăsa și că deja a mers cu aceștia în instanță. Lucrurile se complică extraordinar de mult. Acum trebuie să vedem și implicarea directorului Cătălin Dughir și interesul lui pentru angajații companiei. Haideți să ne amintim cazul Hazliu de la Roman, când stăteau angajații și înghețau în birouri și li s-a recomandat să stea împreună într-un birou să se încălzească, doar ca să nu repare o centrală termică, ce costuri ar fi putut să aibă. Bun, acolo a fost un pic exagerat, Eu mi-amintesc că în ultimii 3 ani, cel puțin, prea multe au fost scandalurile legate de compania Apaser. Pe de o parte venea Cătălin Dughir și spunea: domnule, ați politizat totul, mi-ați adus aici consilieri județeni care fac presiuni și care au pretenția în acele consilii de administrație să ia ei deciziile și eu să mă conformez. Ne amintim episoadele cu Cătălin Dughir, care era chemat pe la Roman, ba pe la stația de epurare, ba pe unde se mai făceau lucrări și tras de urechi, că ba nu se încadra în termene, ba venea populația și pe bună dreptate că am avut majorare a prețului la apă 3 ani consecutiv pentru acel master plan. Adică, pe de o parte, ne-am bucurat că avem rețele de apă și canalizare mai noi, dar am ajuns la 8 lei metru cub de apă. Ceea ce este enorm. Și n-a mai ieșit nimeni, nici măcar directorul, care trebuie să gândească, nu pe termen scurt, mediu și lung, trebuie să gândească un plan de investiții și pentru Roma, nu doar pentru Piatra Neamț. Și eu vreau să mă plâng aici de comunicarea defectuoasă pe care o am în acest moment cu directorul de pe zona Est, cu domnul Curcudel, care nu poate niciodată să dea un interviu, te pune să suni la domnul Dughir pe la Piatra, doamna Tamaș de la Comercial, la fel, de la Roma, nu
poate vorbi, sună la domnul Dughir, adică nu e normal. Plătim cu toții, este o companie a cărei activitate interesează și implică toată populația județului Neamț. Mi s-a părut puțin prea dictatorial din punctul meu de vedere. Pe de o parte, dictatură este acum și la Consiliul Județean, dar dictatură este și la conducerea PASEV și mi-asum ce spun. Nu știu dacă ar putea aduce ceva bun schimbarea lui Cătălin Dughir. Să vedem ce o să se întâmple. Dar Cătălin Dughir mai făcea o declarație și anume aceea a funcționării în paralel a două adunări generale a acționarilor. Este una cea care a fost de pe vremea, cred că înainte de Culiță Tărâță. De vremea lui Vasile Pruteanu, poate. Așa, înscrisă la Registrul Comerțului și o a doua impusă de PSD prin Ionel Arsenie, în care funcționa și o rămașcancă de-a noastră, Oana Onu, cea care, nu Oana Onu, Oana Năstase, Iuliana Năstase, Iuliana Năstase Onu, care este clar membru a PSD-ului și a lucrat la direcția de muncă, nu știu în ce măsură ar fi avut căderea necesară să facă parte și să evalueze ceea ce se întâmplă într-o companie de apă și canalizare. Răspunsul e simplu, n-ar fi avut, dar pe considerente politice a primit acest loc călduț. Doamna a fost una dintre propunerile așa zise venite de la societatea civilă la legile locale. Alături de domnul PSD-ul. Arhitect Daniel Vasiliu, care se regăsește astăzi, și cu domnul Radu Curpăn, de asemenea consilier. Realitate știm că cu toții că au rădăcini adânci în partid. Asta cu PSD, puterea a fost deja, adică a fost o glumă, ca să nu spunem mai urât, a fost o glumă. Emanație a eminenței blonde de la Consiliul Județean. Apropo de Consiliul Județean, iată când colegul nostru Daniel Muraru vine cu o nouă descoperire, aceea legată de voluntariatul consilierilor. Pe lângă cei patru consilieri, la Consiliul Județean apare o anume doamnă Elena Kuzmanovici, care are născut în județul Neamț, dar undeva de pe la București și lucrează în același birou cu Oana Bulai, consiliera personală. Domnului Arsene, da. Era contestată, susținea colegul nostru Daniel Muraru, că nicăieri în lume un voluntar nu are acces la informații strict confidențiale și că amestecul acestei doamne ar fi fost major în neregulile de la târgul de Crăciun. Și nu numai că ar putea auzi doamna informații confidențiale, dar din biroul consilierilor personal s-ar putea să lipsească la un moment dat documente importante. Adică nu prea, vorba dumneavoastră, nu prea poți să lași așa un voluntar pe care l-ai luat ca să prindă și el experiență să se ocupe de treburile. Nu, că nu e vorba de experiență. Doamna este foarte cunoscută în lumea business-ului. E adevărat, dar una e să faci voluntariat la Consiliul Județean, alta e să mai fi lucrat sau să fi făcut voluntariat și prin altă parte. Deci ideea asta cu instituția Consiliului Județean a fost o noutate pentru doamna. Și ca să rămânem tot la domeniul acelea, știi că am discutat încă de ieri dimineață revocarea din funcție de către Traian Băsescu a liderului PMP de la Neamț, vicepreședintele Consiliului Județean, Laurențiu Tulam. Eu am purtat o discuție cu nou președinte, este vorba de deputatul bichinez de la Vaslui. Fost președinte de Consiliul Județean. Fost președinte Vaslui, și vicepreședinte, inițial în partidul lui Vadim Tudor, în partidul Tribunului. Bun, dacă am înțeles bine, la această conferință de alegeri poate să participe inclusiv domnul Dulamă. Eu tare mă gândesc că e doar așa o schimbare de imagine? Nu, eu cred că o să revină pe funcție tot domnul Laurențiu Dulamă, nu știu de ce zic eu asta. Da? Se va vedea și să vedem ce candidați foarte, mai sunt. Mai pot fi și alți foarte mare, da. Are o poziție foarte mare, mai ales din zona Romanului și că îi se reproșează această alianță nefirească cu PSD-ul
un teritoriu. Un partid de stânga. Dar pe de altă parte aș vrea să comparăm situația cu ceea ce s-a întâmplat cu PNL-ul după plecarea rușinoasă, spun eu, a deputatului Ursărescu din fruntea PNL-ului. A venit deputatul de astăzi, Mungur Cozmanciu, care de încă este Iași, da? De la Iași. Și toată lumea zice, domnule, dar n-am găsit noi în Neamț un om care să se ocupe. Iată, și de la PMP vine un domn de la Vaslui, tot respectul, nici nu-l cunosc. N-am nicio problemă că e de la Vaslui. Simpatic, da, se pune aceeași problemă. Domnule, chiar nu mai au partidele politice oameni în teritoriu, n-au găsit la Roman un om, n-au găsit la Piatra Neamț, n-au găsit la Târgu Neamț, n-au găsit la Bicaz, nu l-au găsit nicăieri, l-au adus de la Vaslui. De ce? Adică se cam strâng rândurile de politicieni de valoare la noi în județ. Cam asta e concluzia. Nu găsesc liderii la nivel național, oameni pe care să-i trimită și să facă treaba acolo. Discutam ieri dimineață cu domnul Bichineț, care spunea, discuta despre reconfigurarea unei alte majorități în Consiliul Local. Consiliul Județean. Țin minte că noi, după conferința de presă de ieri, am tot făcut calcule și calcule și nu vedeam care ar cum ar fi posibilitatea, da, cum ar fi voturile, pentru că PSD-ul la Neamț a câștigat categoric și că ei împreună cu ALDE și PMP ar avea din 35 de voturi 21 ale lor. Îl duce Băsescu, duce partidul în opoziția alături de PNL. Deci fac 14 și cu 2, 16, dar din 35 le mai rămân aceștia. N-am înțeles încă calculul potrivit căruia Bichineț ar spune că ar trăda exista cineva de la ALDE, nu? Că cineva de la ALDE ar nu, putea dar n-ar fi că ne-am făcut noi celelalte calcule. Se știe că la nivelul administrațiilor publice locale, orice părăsire a mandatului înseamnă și ridicarea sprijinului politic, care s-a făcut corect deja către tânărul Mihai Alexandru și prefectul deja a publicat pe site revocarea sa, deci următorul de pe lista ALDE va veni acolo. Și atunci tot nu iese socoteala și nu văd cum ar putea exista o schimbare de majoritate. Pe de altă parte, domnul de la Vaslui spunea în intervenția telefonică că ar fi bine ca toate aceste majorități care s-au creat la nivel local să fie păstrate. Deci asta trebuie să ne dea de gândit. Da. Adică nu prea văd cum ar schimba el majoritatea, că deja tendința e spre a păstra pe ideea că trebuie să facem administrație locală sau administrație județeană și de ce să se certe, domnul, în Consiliul Județean pentru câteva firimituri, câțiva bănuți care vin de la centru să îi împartă pentru drumuri și alte lucrări. Adică el nu vedea gogoașa ca fiind una atât de umflată încât să riște să se certe pentru ea. Dar noi știm care e situația de la județ. Da, categoric. Chiar acolo și dacă se au fost puțini bani, orgoliile au fost mari. Orgolii mari, refuzul acesta de a colabora cu Romanul. Corect. Deci noi l-am întrebat și ieri în conferința de presă pe primar pe cât contează să vină de la bugetul județului și ne-a zis că mai spre că la nivel, nu, ne-a spus că la nivel național pentru Moldova mai nimic. Deci ne-a vorbit despre ceea ce face de fapt guvernul Grindeanu. A cam evitat să răspundă strict. Da, și din nou Lozinca se face administrație și nu politică. Ramona, haide să revenim la analiza noastră. Ești astăzi invitata mea să continuăm analiza a ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Vorbeam împreună despre ceea ce se întâmplă în Consiliul Județean. Haideți să ne și ducem schimbările din PMP, Haideți să ne ducem la zona de putere, unde iarăși Moldova începe să rupă rândurile. Vorbim despre acea posibilitate pe care au înaintat-o ei și acel plan de rupere al PSD-ului venit de la grupul de la Iași, care l-are
în frunte pe primarul Iașului Chirica, Mihai Chirica, și pe europarlamentarul Cătălin Ivan. Îmi amintesc acum că tot Cătălin Ivan era într-o vreme când prezent a venit la Roma, și la Roman, da? Da, prezent la Roman alături de mai tânărul nostru coleg, deputatul Rotaru, da, de la, da, corect, Roman, la vremea, da, când era acesta președinte de organizații de tineret. Da, și când la nivel național era domnul Sturzu. Da, Sturzu de la formația acea. Formație Haikyuu celebră, da. Da. Se pare că Iașul este total nemulțumit de ceea ce se întâmplă în PSD și despre celebra ordonanță 13. Am văzut că acum se vorbește despre o rupere în două și în Moldova și inclusiv în Neamț, cum că și în Neamț PSD-ul s-a rupt în două și există pe de o parte tabăra pro-Dragnea și pe de o parte tabăra împotriva lui Dragnea, să plece Dragnea, să-l lase pe Grindeanu să facă treabă. Pe de altă parte am văzut și poziția primarului de Iași, Chirica, care a avut, domnule, curaj și a ieșit public și a spus, domnule, să retragă ordonanța, că strada ordonanța a fost retrasă, dar a fost dată următoare ordonanță 14, care, da, ai văzut că le creează și mai mari probleme și iată ce s-a întâmplat undeva într-un județ din sudul țării cu acea infracțiune considerată abuz de putere. Bine, acum știm cu toții că abuz în funcție era la modă. Când, da, vrei, da, să scapi de cineva, inventai un abuz în funcție și ăsta, dar era vorba de un secretar de Consiliu Local condamnat la 3 ani cu închisoare. Curtea de apel a considerat hotărârea definitivă și i-a și dat drumul. Și de aici o serie întreagă de încurcături, de scandaluri, da, politice. Să vedem și care e interesul PNL-ului, pentru că trebuie să fim foarte atenți. Deci cei care au vorbit prima dată despre această a doua ordonanță pe care o plămădește PSD au fost liderii PNL. În speță Cosmanciuc, în speță Leoreanu, care n-au ratat ocazia și au vorbit și acum la conferință. Eu n-am fost prezentă. Eu am fost prezentă și a fost chiar întrebarea mea. Dar să știți mea. Că chiar am urmărit-o online la Roman 24. Chiar m-am uitat pentru că, deși eram în concediu câteva zile, n-am putut să stau. Eram curioasă ce se discută. Și pe de altă parte... Și râdeau colegii noștri că în aceeași măsură era urmărită și de Alexandru Rotaru, am înțeles. Da. Rotaru, da. Și am spus că e bine, domnule, că înseamnă că domnii din PNL și nu numai politicieni în general, încă mai manifestă interes și oamenii se mai uită, ceea ce e minunat. Îmi pare rău că n-a întrebat nimeni la conferință dintre colegi să fi întrebat PNL-ul. Înainte de a întreba ei PSD-ul când fac autostrada, i-aș fi întrebat și pe domnii liberali, ei de ce n-au făcut autostrada asta, că și ei au vândut-o în campanie electorală, că legăm Moldova de restul țării și nu au făcut nimic, dar Iași, Târgu Mureș. Și nu i-a întrebat nimeni de ce n-au votat bugetul, că era important. În Parlament. Ne-a explicat ieri, uite, tocmai asta spunea deputatul Leoreanu, că a fost o luptă pe viață și pe moarte, mai ales în comisii, ca fiecare din parlamentar să-și impună proiectele zonei lor. La Neamț și-au dat mâna cei trei crai de la răsărit, Leoreanu, Cosmanciuc și Țapu. Țapu a plecat în străinătate. Da, lipsit motivat de la conferință. Da. Ați văzut că deputatul Leoreanu a încercat să explice lipsa senatorului Țapu. Nu cumva să mai creeze cineva scenarii că cei doi sunt într-o legătură tensionată și că nu s-ar înțelege, deși noi știm că au fost acolo. Se vorbeau de indicatori mult prea optimiști pe un fond al unei creșteri economice futuriste, chiar i-au spus și că este vorba de obținerea, smulgerea promisiunii de la ministrul transporturilor că anul acesta vor fi alocați bani, mă întreb pentru a câta oară, pentru studiu de fezabilitate a acestei celebre. Da, dar pe de altă parte avem guvernul PSD care ne-a tot informat și pe Facebook că dă ca termen de finalizare a acestui proiect anul 2020. Ce zic, să nu ne precipităm și să discutăm în 2017 despre ceva ce s-ar putea să nu fie cadanci în 2020.
Vorbe, doamna Flora. Vorbe de, și vorbe de campanie. Exact. La fel cum mi s-au părut și faptul că liberalii sunt alături de oamenii din stradă. Acest protest care se prelungește mult. Și cele două tabere. Pe de o parte cei care strigă tabere. Să plece Iohannis, de cealaltă parte cei care nu strigă să plece PSD-ul de la guvernare. Spun așa, să rămână PSD-ul la guvernare, dar pentru că sunt mulți ca număr de membri, să găsească alți oameni și să înlocuiască tot guvernul, de la prim-ministru la miniștri și toți cei care au probleme penale să plece acasă. Cam asta am înțeles eu. Apropo de pentru asta... Pentru că sunt și dintre cei care au votat cu PSD-ul și acum sunt nemulțumiți. Ministerul de Justiție a rămas din nou fără ministru, da. Și la o analiză a celor din domeniu, mă refer aici la unul din celebrii avocați bucureșteni, vorbim de Sergiu Andon, cel apropiat de partidul lui Voiculescu, a fost chiar membru, da. Acest și parlamentar al acestui partid, îl propunea iar ca potențial candidat senatorul la justiție Chelaru, pe senatorul, da. Chelaru. Văzut, da. Eu am discutat cu domnia sa, cu domnul Chelaru și a spus sub nicio formă nu mai revine în politică, îmi vorbea de o serie de proiecte profesionale, scoate o nouă carte. Știți ce apreciez eu? Eu apreciez la domnul Chelaru că măcar a avut cuvânt. Acum o să se supere pe mine domnul deputat Ioan Munteanu, pentru care am tot respectul și toată dragostea că oamenii îl iubesc. Dar măcar spre deosebire de domnul Munteanu, care ne-a spus după al treilea mandat, domnule, mă retrag, sunt bătrân, nu mai vreau, am nepoți, am soție, am familie. Am mai candidat și pentru a patra oară domnul Munteanu, deci n-a putut să... Dacă vii și spui public și dai interviuri în presă că te retragi, măcar fii ferm pe poziția, da? Și eu am apreciat la domnul Chelaru că, într-adevăr, când a spus punct, linie, merg mai departe cu cariera mea din tinerețe, așa a făcut. Adică e un de cuvânt. Da, este adevărat acest punct de vedere. Lucrul acesta. Eu am înțeles... Poți să te întorci așa. Eu am înțeles însă că dumnealui va sprijini în continuare, va rămâne membru al Partidului Social Democrat, dar dumnealui face parte din trecei care au fost marginalizați la neam de Ionel Arsene, deși eu îmi amintesc când Ionel Arsene, care se temea de, am o expresie, dar e cam urâtă, nu o folosesc, se speria de eventuala întoarcere a senatorului de atunci Chelaru, care ar putea lua funcția de președinte PSD Neamț, pentru că era convins de faptul că și la nivel național senatorul Chelaru avea niște legături, niște relații cu liderii importanți. Și îmi amintesc că a făcut câteva interviuri. Nu uita că senatorul Chelaru a făcut parte din aripa Ponta a PSD-ului. Da. Dar eu mi-amintesc altceva. Era prin anii 90 și da. Când una din conferințele județene ale PSD-ului s-au desfășurat la Târgu Neamț și când în politică l-a lansat pe tânărul Arsene, care era atunci absolut un necunoscut. Poate mai cunoscut era în mediile acestea al deci al acum mișcării, vreo 20 da, de ani. 20 și ceva de ani. Era vorba de această, de apartenența lui la masonerie și la Clubul Rotary. Era unul din fondatorii Clubului Rotary, dar senatorul Chelaru chiar l-a susținut atunci și atunci a fost la concurență cu mai tânărul nostru avocat de la Roman, Alin Antochi, care între timp a și ajuns președinte al organizației județene și ne amintim și soarta acestuia. Nu chiar scurt timp. Da, după care a fost în UNPR alături de regretatul Culiță Tărâță și astăzi în PNL. Și iată cum a trecut prin toate partidele. Da, dar revenind puțin la faptul că acum 20 de ani domnul Chelaru l-a susținut pe domnul Arsene, e pe criteriu că nicio faptă bună nu rămâne nerăsplătită. Da, nerăsplătită. A cam uitat domnul Arsene când tânăr fiind i-a întins o mână și l-a susținut. Da. Nu e frumos. Discutam și ieri cu un primar PSD din zonă, nu o să-i dau numele, care era total nemulțumit de
cuvântul pe care îl are de spus în organizația județeană, din nou eminența blondă a PSD-ului, Oana Bulai. Primarii erau extrem de dezamăgiți și nemulțumiți, că adică nu mai contează cuvântul lor. Iau decizii lor. Chiar, adică deciziile sunt luate fără a se face și sondarea primarilor. Da, nu se ține cont de opinia lor. Aceștia erau ușor îngrijorați de soarta PSD-ului și rămâne de văzut însă ce se va întâmpla cu apariția, potențiala apariție acestui nou partid Balama, pentru că este greu de văzut și că l-avem și pe Gigi Becali, care vrea să facă și el Partidul Creștinilor Ortodoși de România sau nu, dar mă refeream la ruperea PSD-ului de și formarea unei formațiuni din dizidenții din partid de tipul UNPR-ului, care să joace rolul UNPR-ului. Și cine să conducă la nivel național această formațiune? Păi, asta rămâne de văzut. Toată lumea spune că acesta face parte din planul pas cu pas al președintelui. Bun, până acum avem două exemple, da? Am avut un UNPR-ul care într-un final s-a scurs și am avut PLR-ul lui Tăricianu. Lider. Și încă îl mai avem, PLR-ul lui Tăricianu sau, mă rog, PLR plus PC, care înseamnă ALDE. ALDE, da, dar iată că sacrificarea tânărului de la Consiliul Județean, Mihai Alexandru, mi se pare abuzivă și ușor nedreaptă și mi se pare o manevră a vicepreședintelui Asaftei de a înlătura unul din tinerii capabili ai partidului. Ușor periculos pentru această formațiune politică. Da, eu cred că oricum se vor mai întâmpla și multe alte lucruri pe scena politică județeană, dar nu într-atât încât să se creeze semne de îngrijorare. Eu nu cred că va fi o nouă formațiune politică. V-am spus că, din punctul meu de vedere, eu cred că Laurențiu Delamă se va întoarce tot el la PMP. Va fi această conferință de alegeri și cam atât. Nu cred. Cred că vor fi mai interesate formațiunile politice să vadă cine sunt candidații pentru Primăria Roman, că să nu uităm, Primăria Roman e importantă în toată această ecuație și PSD-ul își dorește tare mult să pună mâna. Am aflat adică candidatul. Sunt puțin pe termen, a spune, mediu și imediat, cam ăsta e interesul. Campania electorală Primăria Roman, urmând ca după ce se termină și aici, să vorbim de lucruri și de planuri pe un an, doi, trei, până la alte alegeri. Am aflat pe surse și numele candidatului, care este, așa cum intuiam noi cei din presă, omul de afaceri Marius Nicolae. Pentru mine este o surprindere faptul că a acceptat într-o perioadă în care lui da, și imaginea PSD-ului e cam șifonată acum la nivel național, că discutăm strict despre asta, și nu prea e potrivit momentul de lansare, probabil că de asta au și amânat, pentru că nu, mi-a ar spus fi trebuit vinerea Manoliu, trecută discut, să da, fi fost o conferință, cu domnul nu? Manoliu, da, și nici nu mi-a confirmat, nici nu mi-a infirmat ceea ce eu aflasem pe surse din interiorul partidului, dar mi-a spus că este vorba de o trecere prin structurile de partid, mai întâi la Roman, după aceea la județ, după aceea validat și după aceea va ieși cu oricum, numele ca candidatului. Să fim cinstite, oricum confruntarea nu au altă variantă. Și confruntarea va fi extrem de interesantă și strânsă. Între Lucian Micu și dumnealui. Și eu da. O să mai dau acum din casă, deși nu e confirmată oficial. Eu știu și candidatul USR-ului la Roman. Și chiar e o surpriză. E vorba de un tânăr om de afaceri din domeniul imobiliar, Radu Samson. Da, l-am văzut și la întâlnirile cu oamenii de afaceri, dar nu știam că a intrat în politică. Da, el a fost o perioadă în PNL la tineret. Chiar îmi amintesc câteva evenimente la care dumnealui alături de tinerii liberali împărțeau de 8 martie flori, mărțișoare pe stradă. Probabil că nu s-a întâmplat nimic în interiorul PNL-ului, în așa fel încât să aibă și el posibilitatea să crească cumva, să se afirme pe plan politic. Altceva. Și l-a susținut pe Iulian Bulan
Bulai, deputatul Iulian Bulai de la USR, l-a susținut în campania electorală. Păi asta ai adus în discuție... Deputatul nostru Iulian Bulai, nu? Deputatul nostru Iulian Bulai. Da, și aici e interesant, e interesant așa că în campania electorală eu l-am întrebat pe domnul deputat de unde are bani pentru campania electorală și mi-a spus, citez, folosesc darul de la nuntă. M-am căsătorit, am un dar de nuntă pe care nu l-am cheltuit, folosesc acei bani și mi-i recuperez eu după. Acum privind scandalul de la nivel național cu finanțarea campaniei USR, mi-e greu să cred că domnul deputat Bulai și-a folosit darul de la nuntă pentru campania electorală. Adică a avut un alt dar. Dar, da, dar nu de la nuntă. Da. Aici aș vrea să aduc în discuție ceea ce a adus tineretul în politica românească. Hai să ne ducem la, să discutăm un pic de fenomenul Big Brother din Parlament. Într-o epocă în care toată lumea filmează pe toată lumea, da, de la copilul de grădiniță. Vă referiți până... la liderii, adică la parlamentarii USR care au fost prinși dormind. Da, da, e vorba de acel vicepreședinte, da, al Senatului. Dar eu nu-l uit nici pe deputatul Bulai, care era mereu la conferințele de presă ale ex-ministrului Iordache, da, era mereu cu acele plăcuțe, hârtiuțe, e, jos, rușine. Și, deci, da, exact ca spunea cineva, ca o mascotă. Da, da, să nu uităm că și mai tânărul nostru deputat, Alexandru Rotaru, este cel care l-a filmat pe vicepreședintele Senatului și tot Alexandru, și tot Alexandru Rotaru, într-o intervenție telefonică la o emisiune a colegilor noștri, a spus despre domnul deputat Iulian Bulai că habar n-avea ce era cu acea ordonanță și că l-a întrebat simplu, hai să stăm de vorbă, că dacă tot ați rămas peste noapte în Parlament să lucrați la amendamente, haideți să discutăm despre ordonanță, să înțelegem cu toții. Păi nu, zice domnul deputat Bulai, așa zice domnul Rotaru, ce să mai discutăm? N-am citit ordonanța, dar n-ați văzut ce se vorbește la televizor? Adică nu e normal, tu, cel care ești acolo în miezul problemei, să nu fi citit acele două pagini, să înțelegi despre ce este vorba. Păi ne uităm la televizor sau jurnaliștii sunt cei care fac rezumate, inclusiv pentru politicieni. Nu mai citim cartea, citim direct rezumatul dat de posturile principale de știri. Și am rezolvat cu informarea. Și la că am făcut de rușine deputatul Rotaru pe deputatul USR, plus povestea USR, cu Iulian Nevino la treabă. Sau așa, că ți-ai luat indemnizația vreo 240 de milioane de lei vechi, dar n-ai venit decât la 3 ședințe și că a folosit biletele pentru CFR să meargă la Bușteni cu familia, nu știu ce vacanță. Deci au ieșit deci cancanul, de ce cancanul de... între tine. Este însă... Și mai am o intervenție importantă legată de tinerii Speranța de Mâine. Candidatul independent Sebastian Burduja, care a luat 7.000 de voturi la Neamț și care apare acum de 3 ori pe zi la Antena 3. Da, și alături de Carabelea. Păi asta vreau să spun eu, rolul pactului. Și acum despre domnul Sebastian Burduja s-a creat așa o întreagă poveste, întreagă, că tatălui a fost securist. Tatălui a fost unul dintre primii parlamentari de Neamț. Că e medic, eu, că... cred, nu? Totuși, nu. Sau mama nu, e medic. Medic mama de familie, medic, mama, da. Așa, este unul dintre primii parlamentari post-revoluționari. Chiar a făcut parte din adunarea constituantă. Eu îl cunosc bine și chiar m-am întâlnit cu plăcere. Eu am văzut și discuția lui cu unul din cei mai buni jurnaliști ai acestei țări. Este vorba de Sebastian Ursu, care îl întreba, adică se punea un pic la îndoială bunele intenții ale acestuia legate, domnule, nu pare credibil că un tânăr cu perspective, cu asemenea studii... Se întoarce după 12 ani în România, da? Da, și la banca, de la Banca Mondială, unde ai... Bine, așa s-a spus și despre domnul Iulian Bulai, că inclusiv dumnealui care a studiat atâția ani în străinătate a fost trimis special... Vezi, doamne, în România, bine, s-a vorbit, s-a creat o poveste cu spioni, cu... Astea sunt, deocamdată sunt SF-uri, până nu pot fi probate, e bine să nu ne lansăm în astfel de afirmații, să nu le lansăm. Bun, și hai să revenim acum la ceea ce spun liberalii despre o altă ordonanță care s-ar coace în laboratoarele PSD-ului, o celebra ordonanță, ca să nu greșesc, vreau să
deschid aici, ea poartă un număr de 6 sau de ordonanța 9, pregătită să creeze facilități fiscale din nou și să ducă în pixul vicepremierului iar alocare de fonduri către teritoriu, către primari agreați. Da, și este vorba de acel plan național de dezvoltare locală. Asta s-a mai întâmplat. Unde e discutat despre 30 de miliarde de credite și spuneau liberalii că PSD-ul ar fi pornit chiar cu stângul în această guvernare. Da, nu știu, eu zic să lăsăm săptămânile să treacă și să vedem ce se întâmplă efectiv, când se liniștesc românii în stradă, când se termină cu protestele. Eu am impresia că este un foc care este întreținut, dar mai avem și această reacție a președintelui Iohannis. Lumea iese în stradă, strigă să plece Iohannis demisia, după care el se fotografează pe la schi, în concediu, bine, mersi. După ce se creează scandală în presă, fotografia de pe Facebook este imediat ștearsă și s-a interpretat președintele sfidează țara. Vedeți, adică, nu știu, apropo ce spuneați dumneavoastră, că fiecare acum filmează pe fiecare, fiecare fotografiază pe fiecare și află toată țara cam ce se întâmplă. Cât e de sfidătoare această relația lui Iohannis vis-a-vis de român, nu știu, n-aș vrea eu să... Pe de altă parte, era un weekend, avea și omul dreptul să meargă să se recreeze cu soția. Haideți să ne întoarcem la bugetul României și respectiv ai Romanului. Știm că astăzi au fost chemat la Cotroceni și premierul Grindeanu alături de ministrul de finanțe. Iohannis nu prea agrează bugetul. Nu prea agrează și era și normal să se întâmple așa, că e un președinte jucător, e un președinte care, deși ar trebui să fie mediator, e un președinte liberal în continuare și va fi lesne de înțeles că tot ce va face guvernul PSD nu va fi agreat de președinte, adică de aici pornește problema. Nici măcar, eu cred că nici nu s-a uitat în detaliu domnul președinte pe capitole să vadă ce s-a întâmplat cu fiecare, ori nu agrează ideea că guvernul Grindeanu a cam luat de la bisericile ortodoxe, de la patriarhie, nu mai dă sume atât de importante, că ați văzut mai apoi și reacția bisericii, care încuraja cumva oamenii să nu se lase călcați în picioare și biserica nu încurajează corupția și vedeți cum au legătură cam toate. Deci concluzia e următoarea, Iohannis nu are cum să agreze acest buget pentru că este bugetul unui guvern PSD și asta spune în cele tot. Două minute care ne-au mai rămas până la finalul emisiunii, ar fi bine să discutăm și despre bugetul Romanului, despre care primarul Micu spunea ieri că ar urma să apară undeva pe la sfârșitul lunii martie. Da, pentru că au la dispoziție cele 45 de zile după ce apare bugetul la nivel național. El va fi lansat spre dezbatere publică, probabil urcat pe site-ul primăriei, inclusiv 30 de zile, după care va fi votat. Da, ne ducem, cred că, în aprilie. Deci în aprilie, timp în care este foarte greu de susținut aceste cheltuieli, lumea o duce din ce în ce mai greu, nu știu ce se va întâmpla. Plus, ceea ce întrebam eu în conferința de presă, pe cât mizează de la Consiliul Județean, da, și ne-a spus că mai nimic, spre zero. Mă gândeam așa că în primele 3 luni, să nu uităm că la Roman a funcționat foarte bine sistemul ăsta de încasare taxe și impozite, anunțându-se acea bonificație de 10%. Până la 31 martie se vor îngrămădi mulți romașcani să-și plătească taxele și impozitele locale. Dacă vor mai avea cu ce după plata acestor facturi. Probabil că vor mai avea, dar să știți că se strânge o sumă importantă și de acolo. Să ne amintim că anul trecut, cred, sau în 2015, cred că în 2015, deci s-au făcut încasări de peste 100%, mai mult decât estimase primăria. Eu zic că în aceste 3 luni, până e gata bugetul, tot sunt niște bani în viserie acolo, pe care mizează primăria, nu cred că vor fi probleme. Mai sunt, într-adevăr, constructori care probabil că urmează să-și mai primească sume de bani, că ceva resturi de sume de plătitori mai fi rămas. Pe de altă parte, că nu mari. Cred că pe la pietonal, pe la tronsonul 4, cred că mai sunt, dar oricum din aprilie ar trebui să se reia lucrările și probabil că... Da, nu cred că vor fi probleme. Deci cam astea au fost marile evenimente ale săptămânii. Îți mulțumesc
frumos, Ramona. Eu vă mulțumesc. Rămâne să ne întâlnim la CNS. N-am mai discutat despre averile aleșilor locali, tot am rămas cu această restanță, dar sperăm la emisiunea viitoare. Ne oprisem la viceprimarul Ramona. Roxana Iorga. Da, poate reușim săptămâna viitoare. Mulțumim telespectatorilor.